Bună dimineața. Cam frig afară, bate și vântul. Am așteptat poate să mai încălzește, dar a pornit vântul mai tare, așa că o să gătesc în casă. Se simte foarte, foarte frig de la vânt. O să dau mâncare la pești. Vedeți, s-a limpezit apa. Ia. Hai să vă mai dau. Nu sunt ei încă foarte vioi, dar urmează. Astăzi o să continui să gătesc cu ce am prin frigider. Nu mai merg la piață, mi-am dat seama că am destul de multe. Frigiderele pline, congelatoarele pline, na. Și eu mă duc și cumpăr. Și m-am trezit dimineață, cântam. Melodia aia. Mămăligă cu cârnați, ta-na-na-na-na-na, și cu castraveți murați, ta-na-na-na. Am spus că am voce. Cred că Fuego este invidios acum pe mine. Trebuie să fac un duet cu el, știți că sunt fan, îl susțin. Chiar nu face și el TikTok? Cred că l-aș asculta cu orele. Ar fi singurul om pe care l-aș asculta. Așa dormi cu vocea lui. M-aș trezi cu vocea lui. Un om deosebit. Cine știe, cine mă cunoaște știe că acum glumesc. Eu am voce, dar nu l-aș asculta pe Fuego nici măcar o secundă. Un mincinos. Așa, trecem peste reclamă gratuită. Poate cineva o să se supere pe mine. Na. Fiecare cu gusturile lui. Eu sunt fan Cotaviță. Hai că m-am trezit cu glume proaste. Da. Mergem în casă și dacă tot am cântat melodia cu mămăligă cârnați, o să fac un bulz. Eu de câte ori merg la restaurante, să știți că șanse mari de să comand bulz. Nu pricep, poate mă ajutați dumneavoastră, de ce costă 50, 55, 45 de lei un bulz care conține puțină mămăligă. Cât e o pungă de mămăligă? 2,50 lei, 3 lei, habar n-am. Brânză de burduf sau ce-or pune ei cașcaval? Nu prea pune ei brânză de burduf, că este scumpă. Eu am și brânză de burduf, am și mălai, am și cașcaval și mozzarella, am din fiecare câte puțin. Și mai am și ceva bacon, cârnați de vreo două feluri. Băgăm acolo, să vedem ce iese la sfârșit. Poate fac și un nou ochi. Vă arăt cum fac eu bulzul. Oh, deja am înghețat. Mă duc în casă. Dau drumul la muscă, la Fuego și ne apucăm de treabă. Până îmi pregătesc ingredientele, ascult numai Fuego. Haideți să vă arăt ce am pregătit. V-am spus, ce aveam prin casă. Apelăm la caserola cu jumeri. Aici mai aveam un cârnat virșli. Aici sunt vreo 3 cabanoși afumați. Puțin bacon, brânză de burduf, mozzarella, cam astea o să fie ingredientele pentru umplutură. Facem și mămăligă faină. Na. Dacă nu aveți brânză de burduf, mozzarella, aveți cașcaval, o brânză mai grasă, la fel de bine merge. Cârnații, poate eu n-am cea mai bună calitate, aveți unul de ăla mai de țară, mai bun, un Kaiser afumat. V-am zis, gătesc cu ce am în casă. Facem economie. Prima dată o să fac mămăliga. Am pregătit aici tuciul meu. Uitați cum îl întrețin. Eu, după ce îl folosesc, îl spăl bine, îl lung cu ulei și rămâne intact. Altfel o să prindă rugină și o să vă chinuiți de Doamne ferește. Un tuci trebuie îngrijit. Aici o să fac mămăliga. Hai să ne apucăm. Apă cu un strop de ulei. Sare. Pun acum și un praf de mălai. Sau cum se zice în Moldova, făină de porumb. Atât. Și așteptăm să dea încolo. Să fac o mămăligă mai moale. Cârnații. Uite, ai pe toți așa mai
Mai mărunt. Și baconul. Întâi așa. Ăsta prăjit e minunăție. La fel și cabanoșii și bișli. Apa a început să fiarbă. Acum punem mălai așa în ploaie. Ar trebui să și mestecăm același timp. Să nu facem cocolaș. Hai că mă descurc. Cred că este suficient. Uite, am dat și pe lângă. Întotdeauna vezi puțin mărai. Și lăsăm, o să las focul mai mic. Am zis, o să fac o mămăligă mai mare. Eu o să pun și puțin unt. Am de asta cu usturoi aromat. Foarte bun. O să iasă mămăliga mai cremoasă. Și o să vedeți de ce îmi trebuie mămăliga mai cremoasă. Uite ce frumos fierbe. La foc mic, cel mai mic foc. Mămăliga este gata. Am să o las mai cremoasă, mai moale. E oricum se întărește până pregătim noi celelalte. Uite ce fain ești. Zici că e piure. Mămăliga este gata. Acum pun prima dată, uite așa, câteva jumări cu untură cu tot. Atât e suficient. V-am făcut poftă? Mamă mia. Până acum și baconul. Este un bacon crud. Era fain unul mai afumat, dar ne descurcăm și cu asta. Ce bunătate! Până acum și cărnații. La sfârșit, în untura asta de aici, o să fac un nou ochi sau două. Lăsăm acum și cărnații puțin. Mamă mia, și cabănuși ăștia prăjiți așa în untură. Cred că asta e deja o mâncare extraordinară. Nu mai trebuie pusă între mămăligă și alte rătături. Mai prăjim așa și din urmă. Se facă și cabanos. Muzică. Ia un gură în cabanos. Nu te puteți abține. Și să nu se uite. Momentele astea sunt interzise.
gata și lucrarea asta. Să-ți pot totul pe farfurie. Și la sfârșit v-am zis, în untura asta o să facă o ochi. Hai să vă arăt cum o să fac eu bulzul. Am aici o pensulă, un moi în tigaia în care s-a prăjit carnea. Așa. Și un pereții la acest bol. O să vă arăt de ce. Ăsta nu intră la cuptor. Pun un strat de mămăligă. Încă e fierbinte, acceptă cu capac. Oh, perfect. Brânza de bordof. Din abundență, că facem pentru noi. Nu suntem la restaurant. Iar mămăliga. O întinde cât se poate de bine. Perfect. Cărniță. Jumătate din cantitate. Bun. O prețez, uite așa. Iar mă legă. O să fac două porții. O întind eu bine acum. Uite așa. Uite așa, perfect. Am pregătit aici o tavă care intră la cuptor. Încerc. Așa că o să reușesc. Uite așa. Ia uite. Este perfect. Uite ce fain a ieșit. Și repet, o să fac două bulzuri. Cât de fain a ieșit. Uitați ce fain au ieșit. Două porții, da, așa, bogate. Acum o să pun ceva mozzarella aici. Și aici. Mai am puțină și o pun pe toată. Nu risipim nimic de azi încolo. Gata. Și acum, astea două părți vor să intre la cuptor la 200 de grade până se topește mozzarella. Se topește și se și rumenește puțin. O să vă arăt la sfârșit. Vai de mie ce bunătate am făcut. Și încă nu e gata. În untura care am prăjit carnea de la jumări, de la Kaiser, fac și două ochiuri. Știu că nu este. Uite, mi-a căzut puțin așa. Gata. Bulzul tradițional putem face și din acela rotund, dar ăsta este mai gustos. Dacă o să mergem o dată în natură, o să fac din acela rotund, cu brânză de burduf la mijloc de oaie și cu puțină capră. Îl punem pe grătar. Ăla e mai ușor de făcut. Dar și asta, mai mult de oră, nu ți-a cu totul. Dar rezultatul este ce trebuie.
Gata și bulzul meu. L-am scos de la cuptor. Uite ce fain s-a gratinat mozzarella. Mamma mia. Și cât dai la restaurant, pe o porție, cred că jumătate din asta și nici într-un caz cu așa gust. Las puțin să răcească și pun pe un platou. Mor de poftă. Vă spun, nu mai pot. Am pus aici o porție. Este imensă. Asta e un platou, nu este farfurie. Uitați cât de mică este o furculiță. Ce fain s-a gratinat și mozzarella. Un nou ochi, așa deasupra. Wow! Cântăm din nou melodia. Mămăligă cu cârnați, ta-na-na-ni-na-na, și cu castraveți murați, ta-na-na-na. Până și castraveți. Asta e mâncare de iarnă, pentru că e frig afară, nina mai ieșit. Bate un vânt oribil. Un pahar de pălincă. Asta mai așa. Un pahar de zeamă de varză de la butoi. Asta face minuni pentru stomac. Este sănătate curată. Și cam asta este mâncarea mea pe ziua de astăzi. Se face repede. Cu ce găsiți prin frigider, nu trebuie neapărat să aveți brânză de burduf sau mozzarella. Și un cașcaval este suficient. Aveți puțin lai, ceva cărniță, sigur o să iasă. Poate și mai bun decât ce am făcut eu. Încă frige totul, las puțin să se răcească și gustăm. Pace, sănătate, Doamne ajută! Pălincă de pară. După asta merge. Moare. Ce bună. Mi-a încântat un cuțit. De așa trebuie. Am văzut restaurante unde îți aduc oul ochi uscat. Cred că l-au făcut de mult. S-o prăjesc prea mult. Cea mai mare greșeală. Uite, așa trebuie. Gălbenușul se duc aici. Și hai să vedem și dacă tăiem, uite așa. Ce bunătate! Să încerc așa să iau cu de toate. Chiar câți vin să cânti? Jumara. Hai de mine. Cabanos. Vișli. Asta vei cumulat. Bacon. Ai, de... N-am mai făcut de mult așa un care bună. Plină de carne, plină de brânză. Asta trebuie să o faceți neapărat, cât de curând.
Eu vă mulțumesc, vă spun poftă bună, pofticioșii să nu se uite. E cel mai bun bul pe care l-am cate vreodată. Vă spun sincer, dacă încercați, o să mă pomeniți. La revedere și nu uitați, ținem legătura. Doamne ajută, ce mâncare bună a fost azi.